că țineți un curs Neuropsi despre descoperirile acestea de neuroștiință. Care sunt cele mai importante descoperiri care ne afectează viața și pe care ar trebui să le știm? Dacă eu înțeleg că variațiile biologice reale apar din obiceiuri și comportamente subconștiente în care corpurile noastre se schimbă la nivel celular, atunci cu ajutorul minții, făcându-mi mintea să conteze, pot să schimb circuitele programate de ani și ani. Cu alte cuvinte, pot schimba acele scenarii de viață care mi-au fost întipărite în copilărie până în 7 ani, pentru că tot neuroștiința a descoperit că creierul copilului până în 7 ani funcționează într-o bandă de frecvență care se cheamă teta și în care înregistrează tot felul de lucruri fără să poată discerne binele de rău. Ei, eu folosind tot aceste benzi de frecvență în acest program Neuropsi, fac în așa fel încât conștientizez împreună cu cursanții care sunt credințele lor limitative, care sunt filtrele lor perceptive și în felul acesta, prin tehnici specifice de meditație, schimb frecvența undelor cerebrale ale creierului, îi duc în teta și în felul acesta putem să schimbăm acele scenarii, acele programe de la nivelul inconștient. Aș vrea să-mi vorbiți un pic despre aceste frecvențe ale creierului și care sunt benefice, să le zicem. Mi-a plăcut foarte tare că l-ați adus aici pe Daniel Siegel. Am studiat cu el în America și cursul acela pentru mine a fost revoluțional. Cu Daniel Siegel am învățat următorul lucru, care este pe înțelesul tuturor, și anume faptul că în momentul în care creierul uman, să zicem că este într-o stare de armonie, e ca și cum, este metafora mea preferată și o să vă cer voie să o aduc 2 minute aici, este ca și cum cel care stă într-o barcă pe un lac se află la mijlocul râului și plutește liniștit. Asta e starea de armonie. Dacă cumva, din neatenție, barca se îndreaptă spre unul din maluri, unde este mâl și unde este mlaștină, se împotmolește. Aceasta este starea de haos. Dacă, din nefericire, barca se îndreaptă spre celălalt mal, unde sunt mai multe vârtejuri, reprezintă tot o stare de haos, însă diferită de cea din partea cealaltă, din partea opusă. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că în momentul în care eu sunt într-o stare de stres, creierul meu se duce pe frecvența high beta. În high beta mi-activez creierul reptilian, care este programat să funcționeze pentru ca eu să supraviețuiesc. Așa suntem noi biologic construiți. În supraviețuire, noi știm să facem 3 lucruri. Să înghețăm, ceea ce însemna partea aceea cu malul mlăștinos, sau să devenim agitați și să fugim, sau să luptăm. Deci iată că dintr-o dată, anxietatea se poate manifesta sub 2 forme. Pur și simplu acționăm în haos sau pur și simplu ne blocăm în haos. Asta înseamnă că creierul meu funcționează pe high beta și sunt în creierul reptilian. Este foarte bine de știut asta de către părinți, pentru că atunci când copil, să zicem, are un tantrum într-un magazin că nu primește jucăria preferată, el nu funcționează în cortexul prefrontal, în neocortex. Și atunci nu ai ce să vorbești cu el, pentru că el nu poate să proceseze vorbirea, pentru că creierul lui nu este activat în această zonă de neocortex. Și atunci singurul lucru pe care poți să-l faci ca să-l calmezi este să-i explici ce se întâmplă, să vorbești cu el în acest fel încât să-l scoți din starea de agitație, de anxietate. În momentul în care un copil și un om iese din starea de agitație și anxietate, se duce în beta normal. Adică acolo sunt activate pe această frecvență a creierului toate capacitățile noastre creative. Atenția, capacitatea de a înțelege, puterea de concentrare, puterea de a da sens la ceea ce ni se spune. Și în această stare în care creierul nostru este într-un beta normal, putem să avem un dialog constructiv.
Dincolo de această stare se află starea alfa, starea specifică celor care meditează, starea specifică relaxării sau ale tehnicilor de mindfulness. Aici deja putem să inducem corpului nostru o stare de bine și este starea premergătoare somnului atunci când mergem către delta sau unei meditații mai profunde care ne dă acces la inconștientul nostru și la modificările programelor pe care le avem de făcut când suntem în teta sau chiar putem ajunge și în gamma. Noi am măsurat gamma la cursurile noastre, stări de meditație foarte înalte, specifice călugărilor tibetani. Acum există la institutul nostru un aparat, un electroencefalogram, care poate să facă ceea ce se cheamă brain maps, adică putem să ne dăm seama care sunt undele cerebrale pe care creierul măsurat funcționează, pe ce unde cerebrale funcționează el. Și am văzut treceri în timpul meditațiilor din high beta în beta, în alfa și apoi în teta și chiar în gamma. Deci iată că românilor nu le este imposibil, deci nu mai trebuie să mai mergem în Himalaya neapărat să medităm într-o mănăstire tibetană și există tehnici foarte bine argumentate științific prin care putem atinge aceste stări și la noi, în România.